Domnule președinte, vă domnul primar Aurică, gazul ce proiecte importante are în derulare în localitate? Am spus-o mai devreme, avem canalizare etapa a doua pentru toată localitatea, 26 de km, asfaltare 4,7 și se finalizează tot, apa care o avem 99%. Până la sfârșitul anului s-ar putea să depunem documentația, avem și studiu și proiect. Conducta trece pe la noi, avem locația pentru stația de distribuție, RMP-ul, cum se spune, și să dă Dumnezeu să avem succes la nivel de Consiliu Județean, cum am avut de fiecare dată și domnul președinte ne-a scris și noi. De fiecare dată când am apelat la dânsul și la echipa dânsului.